To keep my head back.
oficiale acestei partide sunt: arbitrul numărul 1 este domnul Dinu Olăhuț din Baia Mare. Arbitrul numărul 2 este domnul Cristian Serei din Baia Mare. Observator din partea Federației Române de Volei este domnul Mihai Marin din Ploiești. Scorerul meciului este doamna Silvia Marcu. Arbitrii asistenți linie: Dan Roșca, Dan Boariu, Gabriel Iluțiu și Raluca Rotar. Director de competiție este domnul Sergiu Ștefănescu, iar medicul competiției este domnul Mircea Sântimbreanu. Echipa Știința Bacău începe meciul în următoarea componență: numărul 1, Nicoleta Perovici; numărul 2, capitanul echipei, Denisa Rogojinaru; numărul 7, Cristina Cazacu; numărul 9, Cvetelina Zarcova; numărul 12, Georgiana Faleș; numărul 15, Ivana Zburova; numărul 3, libero, Nicoleta Manu. Antrenor principal, domnul Florin Grapă, care îi spunem la mulți ani pentru împlinirea vârstei de 62 de ani. Este ajutat pe bancă de Aurel Cazacu și Rareș Puni, antrenor secunz, și de fizioterapeutul Constantin Stan. Campioana României, volei Alba Blaj, începe meciul în următoarea componență. Numărul 2, capitanul echipei, Adina Salaoru. Numărul 3, Nada Ninkovici. Numărul 4, Samara Rodriguez. Numărul 7, Ana Antonievici. Numărul 15, Tatiana Markevici. Numărul 18, Neca Oniejekve. Numărul 16, libero, Marina Vujovici. Antrenor principal, domnul Darko Zakoc, este ajutat pe bancă de antrenorul secund, Stefan Ljubicici, și de masorul Petru Ban. Bacău va servi prima în acest meci prin ridicătorul echipei, Ivana Zburova. Primul punct este obținut de Știința Bacău, 0-1. Greșeala în preluarea echipei noastre, punct pentru Știința Bacău, 0-2. Blockout scos de Cristina Cazacu pentru Știința Bacău, 0-3.
Din nou blocaj reușit de Cristina Cazacu pentru Știința Bacău, 4-0 pentru echipa oaspete. Primul time-out din acest meci este solicitat de echipa volei Alba Blaj. S-a încheiat mult timeout al echipei volei Alba Blaj. Haideți acum pentru campioana cu toții să susținem echipa noastră. 4-0 pentru Știința Bacău. Servește în continuare Ivana Zburova. Un nou punct obținut de Cristina Cazacu pentru Știința Bacău pe greșeala din preluare. 5-0 pentru echipa din Bacău. Puntează Georgiana Faleș, 0-6. Servește în continuare Ivana Zburova. Serviciu în afara terenului, primul punct pentru volei Alba Blaj în acest meci. Servește Nada Ninković. Tatiana Markević. 6-2 pentru Știința Bacău, servește Nada Ninković. Puntează Nicoleta Perović pentru Știința, 2-7. Servește Cristina Cazacu. Atac în fileu, punct pentru Știința Bacău. Echipa oaspete conduce cu scorul de 8-2 la intrarea în primul time-out tehnic din acest set. S-a încheiat timeout-ul tehnic, primul din acest set, 8-2 pentru Știința Bacău, servește Cristina Cazacu.
Tatiana Markevic scoate un blockout pentru volei Alba Blaj. 3-8 servește Ana Antonievic. Serviciu în afara terenului, punct pentru Știința, 3-9. Servește Georgiana Faleș. O nouă greșeală în preluarea echipei noastre, punct pentru Știința Bacău, 3-10. Blocaj reușit de echipa din Bacău, 3-11. Al doilea time-out al echipei volei Alba Blaj în acest set. La 3 pentru Știința Bacău, servește în continuare Georgiana Faleș. Serviciu în afara terenului, punct pentru volei Alba Blaj, 4-11. Servește Tatiana Markevic. Puntează Nicoleta Perovic pentru Știința, 4-12. Servește Nicoleta Perovic. Samara Rodriguez, 5-12. Servește Neca Oniejekve. Un blocaj reușit de volei Alba Blaj în acest meci. Nada Mikovic a blocat pentru volei Alba Blaj, 6-12. Atac în afara terenului, punct pentru Știința Bacău, 13-6 pentru echipa din Bacău, servește capitanul Denisa Rogojinaru.
Punctează-ți Veterina Zarcova pentru Știința. Prima schimbare la campioana României. Intră jucătoarea cu numărul 6, Ana Maria Berdilă. A ieșit jucătoarea cu numărul 4, Samara Rodriguez de Almeida. Haideți cu toții pentru campioana României să susținem echipa noastră în momentele mai dificile din acest set. Cu toții pentru volei Alba Blaj. Servește în continuare Denisa Rogojinaru pentru Știința Bacău. Adina Salaoru. 7-14, servește pentru echipa noastră capitanul Adina Salaoru. Bine atins de jucătoarea din Bacău, punct pentru volei Alba Blaj, 8-14. Greșeală în preluarea echipei din Bacău pe serviciul Adinei Salaoru. 9-14, prima înlocuire și în echipa din Bacău, intră jucătoarea cu numărul 10, Irina Radu, a ieșit numărul 2, Denisa Rogojinaru. Ana Antonovici, în blocaj reușit de ridicătorul nostru, 10-14, primul timeout al echipei Știința Bacău în acest meci. Primul time-out al echipei Știința Bacău în acest set s-a încheiat. Echipa din Bacău conduce în continuare 14-10. Servește pentru volei Alba Blaj Adina Salaoru. Mingea atinge plafonul tavanului, punct pentru Știința, 10-15. Servește Veterina Zarcova. Ana Antonovici. 11-15. Servește Ana Maria Berdilă. Ana Maria Berdilă reușește în serviciu AS. 3 puncte pentru Știința Bacău, avans 15-12 pentru echipa oaspete. Mm.
Nada Ninkovic și Ana Antonovic blochează perfect la Cristina Cazacu. Punct pentru volei Alba Vlaj. Înlocuire la Știința Bacău, intră jucătoarea cu numărul 13, Sabina Miclea, a ieșit numărul 15, Ivana Zburova. Atac în afara terenului, punct pentru volei Alba Blaj, 14 la 15. Punct câștigat la fileu de Sabina Miclea, 16 la 14 pentru Știința Bacău, la intrarea în cel de-al doilea time-out tehnic din acest set. Echipa Știința Bacău, echipa care conduce cu 16 la 14. Tatiana Markovic, 15 la 16. Servește Nada Ninkovic. Blocaj reușit de echipa noastră. Egalitate la 16. Servește în continuare Nada Ninkovic. Puntează Nicoleta Perovic, 16 la 17. Servește Cristina Cazacu. Egalitate la 17. Servește Ana Antonievici. Atac în fileu al Uniunii Radu și volei Alba Blaj trece pentru prima dată în avantaj în acest set, 18 la 17, al doilea time-out al echipei Știința Bacău în acest set.
Haideți cu toții pentru campioana României, care are o revenire spectaculoasă în acest set. 18-17, servește Ana Antonievici. Nicoleta Perovici punctează pentru Știința, egalitate la 18. Servește Georgiana Faleș. Mingea ricoșează în tija fileului din blocajul echipei din Bacău. 19-18 pentru volei Alba Blaj. Servește Tatiana Markevici. Adina Salaoru, 20-18 pentru campioana României. O nouă locuire în echipa Știința Bacău, reintră jucătoarea cu numărul 2, căpitanul Denisa Rogojinaru, a ieșit numărul 10, Irina Radu. Servește Tatiana Markevici. Neca Onejekve, 21-18. Blocajele și de campioana României, 22-18. Neca Onejekve, 23-18 pentru volei Alba Blaj. Din nou locuire în echipa din Bacău, intră numărul 11, Crina Bălțatu, a ieșit jucătoarea cu numărul 1, Nicoleta Perovici. Servește Tatiana Markevici. Blocaut punct pentru Știința Bacău, 23-19. Servește Crina Bălțatu. Punct pentru Știința, 23-20. Neca Onejekve aduce punctul 24 pentru campioana României, care va servi pentru câștigarea primului set prin jucătoarea cu numărul 18, Neca Onejekve.
Primul set este câștigat de volei Alba Blaj, 25-20, după o revenire fabuloasă a echipei noastre. Aplauze pentru volei Alba Blaj! Zero la seturi pentru campioana României după o extraordinară și frumoasă revenire. Meciul contează pentru etapa cu numărul 8 a diviziei A1 la volei feminin. 1-0 așadar la seturi pentru echipa noastră, care va avea primul serviciu în acest set prin jucătoarea cu numărul 6, Ana Maria Berdilă. Denisa Rogojinaru obține primul punct în acest set pentru echipa Știința Bacău. 0-1, servește Ivana Zburova. Servește Nada Nikovic. Mingea a trecut prin afara terenului. Punctul este acordat echipei Știința Bacău, 2-1 pentru echipa oaspete, care servește prin capitanul Denisa Rogojinaru.
Adina Salaoru scoate blockout pentru volei Alba Blaj, egalitate la 2. Servește Ana Antonievici. Ați reușit de ridicătoarea campioanei volei Alba Blaj, 3-2 pentru echipa noastră. Tatiana Markevici, 4-2 pentru volei Alba Blaj. Înlocuire în echipa Știința Bacău intră jucătoarea cu numărul 8, Ana Otașevici, a ieșit numărul 12, Georgiana Faleș. Tatiana Markevici scoate un blockout pentru volei Alba Blaj. Aia! 5-2 servește Ana Antonievici. Atac în afara terenului al Nicoletei Perovici, punct pentru volei Alba Blaj, 6-2. Din nou Tatiana Markevici, 7-2. Înlocuire la echipa din Bacău. Intră jucătoarea cu numărul 10, Irina Radu, a ieșit capitanul Denisa Rogojinaru. Blockout scos de Cristina Cazacu. 7-3. Servește Ana Otașevici. Adina Salaoru, 8-2 pentru volei Alba Blaj, 8-3 pentru volei Alba Blaj la intrarea în primul timeout tehnic din acest set. La 3 pentru volei Alba Blaj, care conduce și cu 1-0 la seturi, servește Tatiana Markevici. Punctează Ana Maria Berdilă.
9-3. Echipa din Bacău, intră numărul 13, Sabina Miclea, a ieșit numărul 15, Ivana Zburova. Adina Salaoru, 11-3 pentru volei Alba Blaj. Cum pentru Știința Bacău, 11-4. Se găsește Nicoleta Perovici. Din nou Neca Onei Jekve. Despre 10-4 servește pentru volei Alba Blaj, Neca Onei Jekve. Bun pentru Știința, 12-5. Servește Cristina Cazacu. Puntează Nicoleta Perovici. 12-6. Un nou punct pentru Știința Bacău, scorul este 12-7. Înlocuire în echipa volei Alba Blaj, intră jucătoarea cu numărul 9, Dubravka Giurici. A ieșit Nada Ninković. Servește în continuare Cristina Cazacu. Puntează Svetelina Zarkova, 12-8. Primul time-out din acest set pentru echipa volei Alba Blaj.
campioana volei Alba Blaj. Haideți să susținem echipa noastră. 12-8 pentru echipa din Blaj. Servește în continuare pentru Știința Bacău Cristina Cazacu. Adina Salaoru, 13-8. Servește Adina Salaoru. Serviciu în fileu, punct pentru Bacău, 13-9. Pentru Știința servește Svetelina Zarcova. Blockout scos de Dubravka Djuric pentru volei Alba Blaj. 14-9. Servește Ana Maria Berdilă. Dubravka Djuric. ...15-9 pentru volei Alba Blaj. În continuare la serviciu Ana Maria Berdilă. Punct spectaculos reușit de Ana Antonievici, 16-9 la intrarea în cel de-al doilea time-out tehnic din acest set. Și de jucătoarea cu numărul 6 a campioanei României, 17-9. Un nou blocaj reușit de campioana României. Aplauze pentru Dubravka Djuric. 18-9. Punctează Irina Radu, 18-10. Servește Sabina Miclea. Punct
cu blocajul reușit de Știința Bacău, 18 la 11. Din nou aplauze pentru Ana Antonevici, 19 la 11. Time-out solicitat de echipa Știința Bacău la scorul de 19 la 11 pentru volei Alba Blaj. Pentru Știința, 19 la 12, servește Irina Radu. Tatiana Markevici, 20 la 12, servește Ana Antonevici. Serviciu în afara terenului, punct pentru Știința, 20 la 13. Servește Ana Otașevici. Ana Maria Berdilă, 21 la 13. Servește Tatiana Markevici. Un nou blocaj reușit de jucătoarele noastre. Aplauze pentru Neca și Ana Maria. Înlocuire în echipa Știința Bacău. Intră jucătoarea cu numărul 11, Crina Bălțatu. A ieșit numărul 1, Nicoleta Perovici. Al doilea time-out al echipei Știința Bacău în acest set. Știința Bacău și-a epuizat time-out-urile în acest set. Servește pentru volei Alba Blaj, Tatiana Markevici. Atac în afara terenului, punct pentru volei Alba Blaj, 23 la 13. Thank you.
Atac în afara terenului, punct pentru Știința, 23-14. Servește Crina Bălțatu. Jucătoarea noastră a jucat mingea în terenul advers. Punctul este acordat echipei din Bacău, 23-15. Al treilea punct consecutiv reușit de echipa din Bacău, blocaj realizat de Sabina Miclea, 23-16. În continuare la serviciu Crina Bălțatu. Ana Maria Berdilă câștigă duelul cu Sabina Miclea la fileu. 24 este punctul în dreptul campioanei României. Servește pentru câștigarea setului 2 Neca Oniejekve. Volei Alba Blaj câștigă și al doilea set, 25-16 pentru campioana României. Scorul pe seturi este 2-0 pentru Volei Alba Blaj. Mulțumim și aplauze pentru Volei Alba Blaj!
meciul CS Volei Alba Blaj, Tința Bacău, scorul la seturi 2-0 pentru campioana României într-unul dintre cele mai atractive și importante meciuri ale etapei a 8-a diviziei a 1 la volei feminin. Sabina Miclea servește pentru echipa Tința Bacău. Neca Oniejekve, primul punct din acest set este obținut astfel de volei Alba Blaj. Servește Ana Antonievici. Un nou punct obținut de volei Alba Blaj pe atacul Necăi Oniejekve. 2-0. În volei Alba Blaj, 3-0. Primul time-out pentru Tința Bacău din acest set. S-a încheiat timeout-ul echipei din Bacău, 3-0 pentru volei Alba Blaj, servește Ana Antonievici. Blockout scos de Nicoleta Perovici pentru Tința, 3-1. Servește Cristina Cazacu. Fileu atins de jucătoarea din Blaj, punct pentru Tința Bacău, scorul este 3-2. Neca Oniejekve! 4-2 pentru volei Alba Blaj, servește Tatiana Markevici. Minge în teren, punct pentru Tința Bacău, 4-3. Servește Georgiana Faleș. Serviciu în fileu, punct pentru volei Alba Blaj, 5-3. Servește pentru echipa noastră Neca Oniejekve. Oh,
Irina Radu punctează pentru Știința Bacău. 5-4. Servește Nicoleta Perovici. Adina Salaru, 6-4 pentru volei Alba Blaj. Servește pentru echipa noastră căpitanul Adina Salaru. Atac în fileu al Nicoletei Perovici, punct pentru volei Alba Blaj. Șapte la patru, servește Adina Salaru. Punctează Irina Radu pentru Știința, 7-5. Servește pentru echipa din Bacău Irina Radu. Atac în afara terenului al Dubravkei Giurici, punct pentru Știința, 7-6. Ana Maria Berdilă punctează pentru volei Alba Blaj, 8-6 la intrarea în primul timeout tehnic din acest set. Mâine la ora 12 vă invităm la un meci al juniorilor de la Clubul Sportiv Școlar Blaj. Băieții vor întâlni echipa CNMB Râmnicu Vâlcea de la ora 12 în sala din Parcul Avramiancu. De asemenea, echipa de speranțe a fete a Clubului Sportiv Școlar Blaj a obținut astăzi locul întâi la turneul 2 de la Ogna Mureș. Se reia setul de la scorul de 8-6 pentru volei Alba Blaj. Servește Ana Maria Berdilă. Punctează Cristina Cazacu pentru Știința Bacău, 8-7. Servește pentru Știința Svetelina Zarcova. Dubravka Giurici, 9-7. Servește Dubravka Giurici.
Punctează Georgiana Faleș pentru Știința Bacău, 9-8. Servește Sabina Miclea. Neca Onie-Jekve, 10-8. Servește Ana Antonievici. Fileu atins de jucătoarele noastre, punct pentru Știința Bacău, 10-9. Servește Cristina Cazacu. Tatiana Markevici, 11-9. Servește Tatiana Markevici. Din nou punct pentru Știința Bacău, punctează Irina Radu, 11-10, înlocuire în echipa din Bacău. A intrat jucătoarea cu numărul 11, Crina Bălțatu. A ieșit numărul 12, Georgiana Faleș. Servește Crina Bălțatu. Blocaj reușit de echipa oaspete, egalitate la 11. Blocat scos de Ana Maria Berdilă, 12-11 pentru volei Alba Blaj. Servește Neca Onie-Jekve. Punct reușit pe serviciul Necăi, 13-11 pentru volei Alba Blaj. Tatiana Markevici, 14-11. Ana Maria Berdilă, un punct spectaculos reușit de internaționala noastră, 15-11. Înlocuire în echipa Știința Bacău, intră jucătoarea cu numărul 15, Ivana Zburova, a ieșit numărul 13, Sabina Miclea. Servește în continuare Neca Onie-Jekve.
Punct pentru Știința Bacău, 15 la 12. Servește Nicoleta Perovici. Dublă la jucătoarea noastră, punct pentru echipa Știința Bacău, 15 la 13. Serviciu în afara terenului, 16 la 13 pentru volei Alba Blaj, la intrarea în cel de-al doilea timeout tehnic din setul 3. Adina Salaoru, 17 la 13. Al doilea timeout al echipei Știința Bacău în acest set. În acest set, 17 la 13 și 2 la 0 la seturi pentru volei Alba Blaj, servește Adina Salaoru. Punctează Dubravka Giurici, 18 la 13. Servește Adina Salaoru. Punct obținut de Svetelina Zarcova pentru Știința Bacău, 18 la 14. Servește Irina Radu. Ana Maria Berdilă, 19 la 14. Servește pentru campioana României, Ana Maria Berdilă. Tatiana Markevici. Blockout pentru volei Alba Blaj, 20 la 14.
Punctează Nicoleta Perovici pentru Știința Bacău, 20 la 15. Înlocuire în echipa din Bacău, intră jucătoarea cu numărul 12, Georgiana Faleș, a ieșit numărul 11, Crina Bălțatu. Servește Svetelina Zarcova. Greșeală în preluare echipei din Blaj, 20 la 16. Tatiana Markevici. Aplauze pentru Tati. 21 la 16 servește Dubravka Djuric. Atac în afara terenului, punct pentru Știința Bacău, 21 la 17. Servește Ivana Zburova. Neca Onježekve, 22 la 17. Servește Ana Antonevici. Nicoleta Perovici atacă în afara terenului, 23 la 17. Tatiana Markevici, 24 la 17. Servește pentru câștiga meciului Ana Antonevici. Nicoleta Perovici anulează prima minge de meci, 24 la 18, servește Cristina Cazacu. Serviciu în afara terenului și volei, Alba Blaj câștigă meciul cu 3 la 0. Domnilor, 3 la 0 în meciul de astăzi cu Știința Bacău, lider neînvins al diviziei A1 la vole feminin, cu 26 de puncte din 27 posibile. Mulțumim și aplauze volei Alba Blaj!